S-a lăsat cu scandal în urma unui accident produs pe centura ocolitoare a Severinului. Două autoturisme s-au lovit în sensul giratoriu, una dintre mașini răsturnându-se după ce un șofer nu a acordat prioritate. Trei femei au ajuns la spital, iar după producerea accidentului, un tânăr a făcut scandal. Seara trecută pe centura ocolitoare a Severinului s-a produs un accident între două autoturisme, în urma căruia o mașină s-a răsturnat și trei persoane au primit îngrijiri medicale. Cei doi șoferi, o femeie de 48 de ani și un tânăr de 18 ani, au fost testați cu aparatele etilotest și drug test, rezultatele fiind pozitive la consumul de substanțe stupefiante în cazul ambilor șoferi. Se pare că șoferița consumase amfetamină, iar șoferul cannabis. După impact, fiul șoferiței a devenit recalcitrant cu forțele de ordine, a lovit cu autoturismul personal o auto specială de poliție și a fugit de la fața locului. Poliția îl caută pe individ după ce anterior l-a identificat. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatura din dotare, reieșind indicii cu privire la posibila prezența substanțelor psihoactive. Totodată, în cursul cercetărilor, la fața locului s-a prezentat fiul persoanei vătămate, un bărbat de 33 de ani, care ar fi manifestat un comportament recalcitrant la adresa conducătorului de 18 ani, împrejurare în care, fiind îndepărtat din zona de polițiști, în scopul evitării unui conflict, acesta s-ar fi urcat în autoturismul cu care se deplasase la locul evenimentului și, fără a respecta dispozițiile polițiștilor rutieri, ar fi efectuat manevra de mers înapoi, acroșind o auto specială aparținând IPJ Medin. Ulterior a părăsit locul accidentului, polițiștii plecând în urmărirea sa, fără a reuși imobilizarea acestuia. Bărbatul recalcitrant va fi amendat pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și tras la răspundere pentru că a părăsit locul accidentului.